Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. La mulți ani Europa, la mulți ani România, la mulți ani nouă tuturor cetățeni români și europeni deopotrivă. Astăzi mi-am propus o discuție așa, mai relaxată, să bifăm principalele momente istorice care ne-au adus mai aproape de Europa și m-am gândit că pentru această discuție ar fi foarte bine să am astăzi alături de mine în studio un profesor de istorie, doamnelor și domnilor, un profesor de istorie care sigur cunoaște istoria și a României și a Europei, care este, domnul profesor de istorie, vă mai dezvălui că este și director la Palatul Copilor din Râmnic-Vâlcea, domnul Cătălin Siulescu. Bună ziua! Sărumile, bine v-am găsit! Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră să discutăm astăzi despre Europa și despre România, despre România ca parte integrantă a marii familii europene. Da, România, sau mă rog, spațiul românesc a făcut tot timpul parte din Europa. De când ne știm, suntem europeni. E adevărat că din punct de vedere politic, istoric, uneori am fost mai departe de Europa, mai aproape de Asia sau de spațiul oriental, iar drumul spre Europa a fost tot timpul o năzuință a celor care vedeau în Europa progresul și casa firească a românilor. Istoric, sigur, sunt momente pro-europene încă din perioada domnitorilor medieval, da. Sau dacă vreți, important. Europa se fundamentează pe trei mari piloni: cultura greacă, civilizația romană și creștinismul. Și dacă vedem acești trei mari piloni și vorbim de civilizația greacă sau de civilizația romană sau de cultura greacă, o să vedem că am fost în Europa și în perioada antică, coloniile grecești de la Marea Neagră, eu știu, romanizarea spațiului Carpato-Danubiano-Pontic, deci sunt, da. Sunt elemente care aduc această europenizare încă din vremuri mai de demult. Vreau să vă întreb, spre exemplu, sunteți profesor la Mircea cel Bătrân. Da, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Cât de interesați mai sunt copiii astăzi de istoria acestui popor, de istoria Europei și ce interesează practic pe ei să afle? Știu că aș fi vrut să vă întreb cât de atractivă mai putem face astăzi istoria pentru copii? Istoria tot timpul poate fi atractivă pentru că este o poveste, chiar dacă este o poveste adevărată. E adevărat însă și faptul că generațiile de astăzi sunt mult mai pragmatice, tentate mai mult să se orienteze spre ceea ce vor să facă, să vedeți mai mult pe acest domeniu tehnologic, informațional, da? Telefon, tablete. Se mai învață anii. Eu eram foarte bună la memoram aceste cifre. Dar pentru unii nu e chiar simplu să reții ani de domnie. Toată lumea când vorbește de istorie vorbește de ani. Sau dacă vorbește de geografie vorbește de, eu știu, înălțimi sau cursuri de kilometri de suprafețe și așa mai departe. Nu în asta constă istoria. Sigur că cronologia e foarte importantă, e ramură auxiliară istoriei, dar istoria constă în faptele ce se întâmplă acolo. E bine să le avem localizate în timp și chiar fără să știm cu precizia anul, e bine să știm cam în ce perioadă, adică măcar un secol în care se desfășoară, da, respectivul eveniment. Iar dacă m-ați întrebat despre elevi, dacă mai sunt sau nu sunt interesați, să știți că unii sunt interesați de istorie. Chiar și anul acesta, în contextul în care 2 ani la rând nu s-au mai organizat concursuri și olimpiade școlare, da, din cauza pandemiei, chiar și anul acesta au fost un număr foarte mare de elevi participanți la olimpiada de istorie, faza județeană, și cu rezultate bune și la faza națională. Haideți să ne întoarcem un pic la această zi de 9 mai, care, din punctul nostru de vedere, are o triplă semnificație. Domnule Siulescu, ziua Europei, așa cum am mai spus, ziua independenței României, care, așa cum am discutat înainte, este discutabilă, că e 9-10 mai, în 10 mai practic s-a publicat în Monitor oficial, așadar, dacă suntem foarte riguroși și mai catolici decât Papa, atunci sărbătorim pe 10 mai independența României, nu? Și cel al treilea eveniment important pentru noi ca membră a marii familii europene, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și aici să știți că este discutabil, dar o să vă iau pe rând. Da. 9 mai, ziua Europei. Da?
De unde această zi a Europei? De la declarația Schuman, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, pe 9 mai 1952, o declarație prin care pune ca o garanție a păcii și stabilității în Europa, pune în comun cu Germania, pun oțelul, Republica Federală Germania, deci cu partea vestică a Germaniei, producția de oțel și cărbune. În 1951 această alianță se extinde, devin 6 state și formează Comunitatea Economică a Cărbunului și Oțelului, CECO, după aceea Comunitatea Europeană. Tot de la rațiune economice a plecat această idee de uniune. Cărbunul și oțelul simbolizau, dacă vreți, războiul, adică partea esențială pentru un război în acele perioade. Da. Așa, punându-le în control, pentru că punându-le în control comun, putea să dăinuiască pacea. Se extinde și cu Regatul Britaniei, care astăzi știm foarte bine, Regatul Unit al Marii Britanii, că știm foarte bine că astăzi este, Brexit-ul este deja certitudine. Și ajungem, dacă vreți, astăzi să avem 27 de membre, în cu totul alt context decât cel din 1955. Și încă unele care bat la ușă. Da, Croația este ultima care a aderat în 2013. 705 parlamentari europeni, dacă vreți, între care 33 români și sigur mai sunt și alte state care vor să adere la Uniunea Europeană, pentru că este... Avem acum, spre exemplu, Ucraina și Republica Moldova. Avem, că tot să actualizăm datele și să ajungem și la războiul din Ucraina. Da, să nu pierdem nicio conflagrație. Ei cer în regim de urgență, ceea ce e greu să cred că se va face, pentru că există niște standarde pe care trebuie să îndeplinești din punct de vedere al juridicului, al respectării drepturilor comunităților minoritare. Deci sunt mai multe chestiuni care trebuie avute în vedere în momentul în care se aderă la Uniunea Europeană și mi-e greu să cred că se va face o aderare în regim de urgență. Dar vă spuneam că sunt tratatele fondatoare, da? Acel tratat din 1951, tratatul din 1991 de la Maastricht, după aceea Lisabona, ultimul tratat. Maastricht-Olanda. Da, ultimul tratat la Lisabona în 2007, care se adaptează necesitățile europene la ceea ce este actualizat la contextul în care ne aflăm astăzi, acest context. Uniunea Europeană însă reprezintă un factor de stabilitate, un factor de progres. Are sigur și aproape 450 de milioane de locuitori. Uniunea Europeană este prosperoasă de aproape 4 milioane de kilometri pătrați, deci 27 de state membre, 27 de state membre legate de Europa ca spațiu geografic, legate și prin simbole europene, pentru că trebuie să reamintim și aceste simbole europene care sunt, eu știu, steagul albastru cu 12 stele aurii, imnul care este Odă bucuriei al lui Beethoven, da, pe versul lui Schiller, moneda, euro, la care unele state au aderat în întregime, au renunțat la moneda națională. Noi mai avem de așteptat să spunem. Trebuie să fim și noi anul acesta, dacă nu mă înșel, ar fi fost planificată schimbarea leului cu euro, dar nu se poate încă, nu suntem încă compatibili. Și poate și din acest punct de vedere, domnule Sfilescu, discutând de schimbarea monedei naționale, mi-aduc aminte când nemții au trecut de la marj la euro. Vă dați seama, deci, o marcă, nu, două mărci reprezentau un euro. Vă dați seama că toate prețurile au sărit în aer atunci, au fost schimbări extraordinare din punct de vedere financiar, schimbări peste care Germania a trecut cu greu. Eu nu cred că România este pregătită pentru așa ceva. Eu cred că în momentul în care vom fi pregătiți sau dacă... Chiar nu vom fi pregătiți, vom fi ajutați să fim pregătiți de către Uniunea Europeană. Adică da, sunt mecanisme. Mecanisme. Probabil. Vin europenii să plătească facturile în locul nostru? Nu, probabil vor fi. Văd că se discută și acum ați văzut că să se stabilească un minim de pe economie la nivel european, ceea ce ar schimba mult datele în spațiul românesc. Probabil prin niște fonduri de ajutorare. Nu sunt economist, nu aș vrea să fac un... Da, ca idee așa este. Urechile. Trebuia să, anul ăsta parcă, nu? Să da, aderăm în 2022. La moneda da. Unică europeană, la euro. Da, cred că anul acesta, nu mai știu, dar cred că anul acesta sau anul viitor. În orice caz, în zona aceasta trebuie să fie. Oricum, e o perioadă complicată cu război, cu toate cele. Cred că mai trebuie să mai...
Și dacă mă toți ați întrebat de elevi, să știți și studenții, elevii, tinerii, beneficiați de acele programe Erasmus, care sunt excepționale, schimburi de experiență, da, la nivel european, vedem foarte bine atâtea fonduri nerambursabile care sunt primite de către România și care ajută, sigur, la dezvoltarea ei structurală și infrastructurală. Cu siguranță că ajută, da. Despre 9 mai... Ziua Independenței de Stat. Ziua Independenței. Deci, da. Aici să știți că problema nu e discutabilă. 9 mai 1877 este momentul în care în Camera Deputaților un deputat, Nicolae Fleva, interpelează pe ministrul extern al României, care în acel moment era Mihail Cogălnceanu, da, îl interpelează și îl întreabă în momentul în care noi rupsesem legăturile cu turcii, nu le mai plătisem tribut, ce suntem? Uh-huh. Urmează celebra declarația lui Cogălnceanu, da, cum spune că suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, ceea ce marchează declarația de independență în Camera Deputaților. Însă Senatul și regele Carol I promulgă această independență, adoptă și promulgă în 10 mai 1877. Sigur, 9 mai 1877 a fost folosit pentru a, să spunem așa, spăla puțin creierele românilor, să nu mai lege de ziua egalității de 10 mai. Și atunci le-a convenit mai mult în perioada comunistă. Vorbim de perioada comunistă. Perioada, da, comunistă, în perioada comunistă, activiștilor, mă rog, ideologilor de atunci, le-a convenit mai mult să pună 9 mai legată de ziua victoriei, cum spuneați, dar ziua victoriei marcată de Uniunea Sovietică, pentru că europenii sărbătoresc pe 8 mai ziua victoriei în al doilea război mondial. Adică în momentul în care germanii au capitulat în fața forțelor aliate de pe frontul de vest, a fost 8 mai. Rușii au pătruns în 9 mai în Berlin și au pus... Și ei au ținut să... Da, ei marcheze această, da, zi ca marchează... victoria lor. Și atunci tot spațiul comunist, est-european, sărbătorea pe 9 mai. Dar vedeți, și ziua victoriei. Domnule Silescu, cumva că lucrurile se întâmplă ciclic. Ne aflăm, iată, astăzi, în fața unui alt război, da? Rusia a invadat Ucraina. Cumva Uniunea Europeană, deși nu e pe față în acest război, dar susține Ucraina financiar și nu numai. Deși unii ar spune că Uniunea Europeană susține Rusia prin faptul că plătim în caz rusesc, nu? Și atunci cumva finanțăm. Da, din păcate ne aflăm în vremuri tulburi. Adevărat, este un război care, sigur, aduce pagube materiale, pierdere de vieți omenești în primul rând, cel mai dureros, pierdere de vieți omenești, după aceea pagube materiale de tot felul, orașe distruse, infrastructură distrusă, familii despărțite, vedeți și această dramă a refugiaților, crize și așa mai departe. Deci Rusia, și din punctul meu de vedere, este agresoare în acest conflict, pentru că există o convenție la nivel internațional, Convenția de la Helsinki în 1975, prin care se trasau ca granițele respective să fie, se recunoșteau granițele înfăptuite în acel moment, care erau în acel moment. Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, când și-a proclamat independența în 1991, în decembrie 1991, a păstrat teritoriile pe care, sau când și-a proclamat independența și a devenit Ucraina, a păstrat teritoriile care le avea în acel moment în componența statală și de aceea se spune că este, adică din punctul de vedere al tratatului de la Helsinki, este o agresiune a Rusiei, o agresiune militară, un conflict declarat al Rusiei față de Ucraina. E un război, domnule Silescu, că uite, dacă tot sunteți pe subiect, ca să zic așa, este un război între Rusia și Statele Unite ale Americii? Totdeauna există și părți care nu se văd în conflict, adică sunt părțile vizibile și părțile invizibile ale conflictului. Posibil este un conflict și... Rusia e afirmată, clar, acolo. În primul rând, da. În primul rând e un conflict ideologic. E clar că, pe de o parte, avem statele care luptă pentru democrație, pentru libertate și un stat în care dictatura este la ea acasă. Rusia încă are un regim dictatorial, se vede clar, da, președintele Putin, cred că e la 4-lea mandat de 7 ani, face 28 de ani de funcție de președinte, da, a schimbat odată cu Medved. Da, adică sunt lucruri care sunt evidente. E adevărat și că este o propagandă foarte, mai ales prin mass media și prin internet. De multe ori rămân contrariat și nu prea știu cum e adevărul.
funcționează această tehnică a dezinformării și de o parte și de alta. Unii sunt arătați ca partea diavolului, alții ca partea păcii a lui Dumnezeu. E greu să intuim. Cei care scriu istoria, adică istoricii, așteaptă un timp de la derularea evenimentului ca să poată să vadă adevărul. Altfel, ceea ce facem acum este cronică. Apropo de chestiunea aceasta, cum mai era o vorbă celebră, că depinde cine scrie istoria. Da, e adevărat, dar cine scrie istoria de obicei scrie învingătorii. Exact. Se spune, dar nu, cine e istoric serios și respectă statutul, trebuie să scrie fără ură și fără părtinire. Deci nu trebuie să aibă niciun partid prin față, niciun fel de... Bun, și sfârșitul celui de-al doilea război mondial, am stabilit-o că rușii iar și-au dorit 9 mai ca să sărbătorească ei, când de fapt Germania a capitulat în data de 8 mai. Pe da? Partea vestică. Fiecare, partea... după cum vedeți, au avut motive, ca să zic așa, interese personale de a mistifica cumva aceste date. Da, pentru că erau diferențe clar ideologice între aliați, între pe de parte americani, anglo-francezi și pe de parte sovietici. Și era clar că fiecare se știa, de fapt plănuiau că va urma o perioadă de criză, de ruptură a acestei alianțe și atunci fiecare încercau să-și ia partea leului din ceea ce se întâmplase în acel al doilea război mondial. Mm-hmm. Da, uite că e important că discutăm cumva, astăzi vedem și imagini pe plasmă cu reprezentanții partidelor politice și ale instituțiilor de la nivel județului Vâlcea care depun coroane. Este, iată, un prilej de a-i cinsti pe eroii noștri. Da? Nu, asta e foarte bine pentru că merită un omagiu toți eroii neamului românesc. Și, gândiți-vă, dacă mergeți aproape fiecare localitate din județul Vâlcea are câte un monument istoric dedicat eroilor căzuți fie în războiul de independență, războiul balcanic, primul război mondial sau al doilea război mondial. Și fiecare localitate vâlceană și-a adus obolul ei la opțiunea independenței, care era extraordinar de mare. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, este cel mai important act istoric, bine, în afară și de Marea Unire, pentru că atunci s-a adus, dar din punct de vedere al independența este foarte importantă, pentru că un stat independent este un stat egal cu celălalt, nu mai este subordonat. Categoric, din momentul în care noi nu mai plăteam, nu am mai fost vasali Imperiului Otoman, nu ne-am mai plătit tribut. Acel tribut, am venit să zic taxă de protecție. Deși mă gândeam, zic, Dumnezeule, nu e taxă de protecție. Dar tot un fel de taxă de protecție era, da, nu? Da, nu trebuie să vedeți așa, pentru că tributul aducea și ajutor militar în cazul unei agresiuni externe asupra spațiului românesc. Și atunci când plătești taxă de protecție, nu te ajută dacă te atacă altul, nu? Sau cum? Nu știu, n-am plătit. Da. Plecând de la această idee, că dumneavoastră spuneați că este important să fii independent, da, și să nu mai plătești nimănui tribut, să nu mai fii... Să te picior de egalitate cu ceilalți, asta înseamnă independența, ca și libertatea umană. Independența statală e echivalent a libertății umane, ești la același nivel cu ceilalți. Și de asta, din punctul meu de vedere, v-am spus, este un fapt deosebit de important în istoria română, această independență obținută pe câmpul de luptă. Nu din s-a dat. Am trecut Dunărea și am luptat, chiar dacă inițial rușii nu ne-au lăsat să luptăm alături de ei, dar forțați de situație ne-au cerut ajutorul. Problema este că, tot vorbind de Rusia, să știți că din acel moment, în mentalul colectiv, Rusia a devenit inamicul numărul 1 al României, pentru că imediat după război nu și-a respectat promisiunile față de luate printr-o convenție militară. Mai mult, a atentat la integritatea României, luând înapoi cele trei județe din sudul Basarabiei, Bolgrad, Cahul și Ismail. Da. Chiar dacă compensatoriu, să spunem, am primit Delta Dunării și Dobrogea. Dar în tratatul care era în Convenția Ruso-Română se vedea clar păstrarea integrității teritoriale a statului român. Din acel moment, Rusia nu mai este partener de încredere, partenerul ortodox de încredere. Uh-huh. Și devine, din această cauză, să știți că în al doilea război... Toate acestea, în primul război mondial, domnule Siulescu, ne aducem aminte că tezaurul, cloșca cu puii de aur, a fost dus pe păstrare definitivă, da?
E important să spunem și acest lucru, la unde? Da, la știți de ce? Pentru că inițial, istoric, s-au ținut mai multe două consilii de coroană, în care primul a adoptat neutralitate, al doilea a cerut ca să fie în alianța Antanta, da? Da. Dar erau foarte mulți care erau germanofili, vin tocmai din perspectiva temerii față de Rusia. Slavă Domnului că s-a ieșit foarte bine. S-a ieșit cu o țară mare, cu Transilvania, cu Bucovina, cu Basarabia, readusă. Da? S-a ieșit prost cu tezaurul, pentru că s-a dus la Moscova și acolo s-a schimbat regimul de putere. Au preluat bolșevicii, care n-au mai vrut să mai recunoască, considerând că despăgubire pentru că le-am luat Basarabia. După aceea a mai revenit. În 1936 o parte din el, în 1958 o altă parte din el, sau 56 o altă parte din el. Sunt negocieri, să știți, au fost negocieri, dar au pertractau, adică... Scuzați-mă că vă trebuie. Sabia lui Ștefan cel Mare mi se pare că este la turci, da, la da, muzeu, nu? Da. La Topkapı în Istanbul este. Aceea a fost capturată în urma unei, să spunem, invaziei lui Solima Magnific împotriva Moldovei în 1538. Când Petrulareș a trebuit să părăsească spațiul, deci la 34 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, a trebuit să părăsească Moldova și au pus mâna pe tezaurul Moldovei, inclusiv pe sabia lui Ștefan cel Mare. O replică aici, dar e replică, este la Muzeul Pudnei, Mănăstirii Pudna de la... Știți, ca simbol, că vorbim de simboluri, mai ales într-o zi atât de importantă ca aceasta, iată 9 mai, cred că sunt importante simbolurile, mai ales în vremurile complicate pe care le trăim. Și când te gândești că sabia lui Ștefan cel Mare e la turci, parcă nu știu, parcă dă cumva și nu dă bine. Nu știu dacă s-au făcut vreodată demersul să fie adusă, nu știu dacă ne-ar da o, dar nu știu dacă s-au făcut demersul. Deci, sincer, n-am auzit nicio discuție legată de faptul că se... Deci, a fost... simplu mi-a venit în cap acum, făcând translația aceasta cu tezaurul, totuși sunt simboluri importante pentru poporul român. Pentru că noi, și iată, sunteți profesor de istorie și trebuie să spun și asta, noi ne-am mândrit tot timpul cu istoria noastră milenară, victoriile nemai văzute și nemai întâlnite. Da, ele erau... Într-adevăr, nu se pot nega aceste victorii, dar totuși eram la confluența trei mari imperii. Noi eram mici, foarte mici, extrem de mici. Și am știut să supraviețuim. Da. Spre deosebire de alții care n-au supraviețuit, n-au supraviețuit și statal. Și ne-am păstrat identitatea națională într-un fel... Am supraviețuit statal, care e cel mai important. Noi n-am dispărut ca stat. Mă rog, chiar dacă eram fărâmițați, chiar dacă erau trei state, Moldova, Transilvania și Țara Rumească, dar noi statal n-am dispărut. Polonia a dispărut, Ungaria a dispărut, Bulgaria a dispărut, statal... Bun, dar haideți să privim astăzi, la atâția ani distanță, cum este Polonia astăzi, cum este Ungaria astăzi. Chiar dacă suntem cu toții membrii ai Uniunii Europene... Da, au avut un alt traseu de dezvoltare. Un comunism mai lejer, să știți, și Polonia și... Am înțeles, la ei revoluțiile au fost de catifea, la noi au fost cu morți și cu sânge pe străzi. Libertatea de multe ori se câștigă cu sânge. Da, dar atâta timp cât la alții s-a putut întâmpla, s-au putut mișca lucrurile fără pierdere de vieți omenești, la noi nu s-a putut întâmpla acest lucru. Atât am de spus despre revoluție, dacă mă întrebați. Dar zic să rămânem pe tema aceasta festivă, nu? Da. Că dacă intrăm în subiectele acestea istorice, unele sunt deprimante, dureroase de-a dreptul și de neînțeles de multe ori. De neînțeles, dacă vreți, cu revoluția și de ce au murit acei oameni. Zic și eu. Odată și odată se va înțelege și acolo. Sper să aflăm adevărul, dar peste vreo 50 de ani, că știți că așa se poartă lucrurile. Domnule Siulescu, sunteți directorul Palatului Copilor din Râmnicu Vâlcea de foarte mult timp, din 2012. Coordonați această activitate cu succes, a zice eu, pentru că acolo părinții găsesc pentru copiii lor cursuri dintre cele mai diverse. Și dacă vreți, eu mi-am aminte că am făcut la Palatul Copiilor, când eram și eu copil la rândul meu, un curs de traforaj. Da. Nu știu dacă mai există. Nu, există sub altă formă, există, dar mult mai adaptat în modernității, să spun așa. Există un curs de navomodele și automodele. La navomodele se face un traforaj ca să faci nava respectivă. Da. Și să mai sunt chestiunile acelea, deci eram absolut fascinat. Nu eram foarte talentată, vă dați seama, am renunțat repede, că nu aveam chiar... aplecare către traforaj. Dar mi-a plăcut mie cum sună dintre toată oferta educațională de la vremea respectivă, de la Palatul Copiilor.
Da, deci v-am zis, multe s-au adaptat la nou, avem și robotica acum, de exemplu. Așa. Deci cu totul altceva față de ultima găselniță, să spunem așa, în materie de activitate extrașcolară, această activitate, cercul de robotică. Bun, deci aveți robotică, aveți 27 de cercuri, sunt 27 de cercuri, vă dați seama, sunt 27 de cercuri. Sunt pe diverse domenii, cultural, sportiv, turistic, științific. Deci dacă vezi, avem dansuri populare, dansuri sportive, dansuri ansamblu folcloric, navomodele, automodele, karting, orientare sportiv-turistică, fanfara, care o știți că da, de atâtea ori da, foarte, foarte... e cunoscută la nivelul orașului și nu mai la nivelul orașului, e și la nivelul județului. Chitară, deci muzică ușoară, ecoturism, curs de civilizație britanică. Curs de civilizație britanică, uite, asta da. Pare interesant, m-a interesat și pe mine. Se poate? Adulți au voie? Noi scoazăm între 3 și 19 ani pe perioada școlarității. Dar putem deci face o grupă așa, pe voluntariatul colegiei mele, putem face o grupă și de adulți, n-ar fi o problemă. Glume. Așa. Dar sună bine, cum a spus, curs de civilizație britanică. Da. Interesant. Origami, ikebana. Ikebana. Artă culinară. Wow. Nu știți ce talentați sunt copiii și ce miros fac pe acolo de leșin adulții. Deci, nu... deci uite, sunt câteva cursuri care sună foarte bine. Artă culinară... Jocuri logice, adică matematică aplicată pe calculator și jocuri da, logice. Da, origami și ghebana, asta îmi place foarte mult cum sună. Să știți că până în pandemie și anul ăsta o să reluăm. Probabil avem și un concurs Tradițiile Japoniei, în care foarte mulți participanți pe domeniul acesta. Și copiii sunt foarte încântați să vină să lucreze hârtiile, să dea forme hârtiei brute. Da. Iată, aveți... Astronomie, cultură civică, da. Astronomie. Da. Foarte interesant. Avem aveți, un... cum se numește? Avem. Să poți primi cerul și stelele. Nu știu, lunete, nu știu. Da. E important, iată, astronomie. Deci aveți... Tenis de masă, șah. Ok. Deci vă dau foarte multe, adică sunt, sper să nu sar acum, am uitat așa prin săli cu mintea, cu ochii minții. Da, e, și... lăsați că nu dați da, test acum, deci mai este un, puteți să mai uitați din ele. Da, un problem. Cerc de cum să vă spun, de fac foarte frumos păpușele din melană, din... Aha, da, deci, tricotar, un fel de tricotar. Dar da. Nu cusute, cu mâini legate, foarte frumos ies. Niște jucării foarte frumoase se fac. Deci atât de la robotică, de la artă culinară, origami, canto, înțeleg, de toate felurile, da. Dansuri de toate felurile, oferte... Sporturi, pe latura sportivă. Da, avem, deci atingem toate, orientare sportiv-turistică. Orientare sportiv-turistică în Norvegia, de exemplu, este... Orientare sportiv-turistică foarte interesantă. Cu busola se orientează? Au hărți. Au hărți și acum vreo 2-3 ani am adus și niște vulpi, se cheamă. Adică se ghidează, caută unde trebuie să ajungă, să marcheze punctele respective și pe bază marchează cu vulpea respectivă. Adică își ia reperul că a ajuns acolo. Altfel trebuie să ia un bilețel sau să ia ceva de acolo înainte. Acum sunt mai... Da. Foarte, foarte interesant și cumva Palatul Copilor intrase așa într-un cont de umbră, mai ales în perioada pandemiei, când sigur. Da, nu atunci să știți că am avut dificultăți mari. Da. Era foarte greu. Vă dați seama, copiii stăteau obligatoriu cele 6 sau 5 ore de curs pe calculator și era greu să mai stea încă 2-3 ore să vină la grupele și multe dintre grupe era greu să faci efectiv până ne-am adaptat la ceea ce facem, la predarea online. Am uitat desenul, de exemplu, care pictura pe sticlă. Știți foarte bine, au desenat prin oraș copiii cu domnul profesor Luță. Deci domnul profesor Luță sunt este pe tot... profesor la dumneavoastră, la da, Palatul este profesorul Copiilor. Titular la Palatul Copiilor. Cel care toate picturile acelea de pe... Majoritatea, de pe da. Da, și a început cu plexiglasul. Da, cu copiii de la Palat. El merge cu copiii de la Palat și le realizează. Deci da. nu e singur. Bun, deci să zic că și pentru dumneavoastră de bun augur faptul că s-a terminat cu pandemia, că puteți să Slavă faceți Domnului, cursuri da.
cu elevii față în față, da? Da, e ceva, vă dați seama că... Și vă sugerez un concurs de artă culinară, pentru că trebuie să mănânce toată lumea, domnule. Și atunci e bine mulțumim cu plăcutul, nu? Sunt în jur de 3.000 de elevi care vin anual la patru copiilor. Iată, și, important. Și din toate școlile din municipiu, dar și din județ, și vreau să spun că vin și din Argeș. Pentru că le mai aproape Râmnicu-Vâlcea decât Pitești. O dată distanță și pe altă parte le și place oferta pe care o lansăm, pe care o punem în discuție. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc că mi-ați îmbogățit cunoștințele cu siguranță și despre data de 9 mai și despre că acest început de mai este important și pentru noi ca români și pentru Europa și atunci e bine să știm și să ne raportăm în mod corect. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere!